Începând cu luna august anului 2017, în prima zi de miercuri a fiecarei luni, în intervalul orar 10-11, sunt acționate sirenele de alarmare publică existente la nivel național. Simulările vizează atât verificarea echipamentelor care pot fi acționate în mod centralizat, simultan, dar și a celor cu acționare locală. Inspectoratul pentru situații de urgență general Magheru al județului Vâlcea recomandă cetățenilor să rămână calmi și să-și însușească semnificația semnalelor transmise prin mijloace de avertizare, să se informeze la locul de muncă cu privire la măsurile de protecție, de postire și evacuare stabilite de persoanele cu atribuții, inspectorii de protecție civilă, cadrele tehnice, conducătorii locurilor de muncă. Să urmeze indicațiile stabilite de autoritățile locale sau instituțiile specializate, pompieri, poliție, jandarmerie, poliție locală. Să se informeze prin posturile de radio și televiziune cu privire la regulile și măsurile de comportare în funcție de tipul situației de urgență manifestate. Semnalele de alarmare a populației și a salariaților sunt prealarmare aeriană, alarma aeriană, alarma la dezastre și încetarea alarmei. Toată populația trebuie să fie pregătită pentru eventualitatea repetării alarmei și să urmărească cu atenție comunicările și semnalele organelor abilitate.